reacție în scandalul monstru de la Antena 1. Gestul care l-a teredat pe militarul erou, după precizările MAPN. Scandal monstru la Antena 1. Luni seara, la emisiunea Chefila Cuite a participat Miklós Tolnai, un buctar originar din Gheila, care a susținut ce a participat la 5 operaiuni ale armatei române în teatrele de lupt. De asemenea, Tolnai a spus că a fost lăsat la vatră din cauza unui accident petrecut în Afganistan și că acum încasează o pensie de doar 360 de lei. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale l-a demascat pe Tolnai. Oficialii MAPN au dezvăluit că Miklós Tolnai nu figurează în baza de date a ministerului, nici ca militar în rezervă, nici ca militar activ.